trupul concret populat în momentul de față cu 12 rame. Așa cum este bine unei familii la momentul acesta. So now we see now in real life how it works in this bio house property with 12 frames completely and with the bee which is working and building the frame. Și haideți să ne ducem la rama clădicoare care este aici undeva în spate. And now we see this blind frame which start to work after this phase. And now we will see how good it's going on everything. Iată, făgurelul a fost construit în totalitate. So now you see that this was built full. It's all male. Yeah, and now it's the house for the male. And here the queen is coming and then put the eggs. Te rog să invit să privească de aproape, să vezi cum sunt larvele de în clipa asta. Sunt larvele deja. Se pot vedea acolo? Da, da, după 2-3 zile și acolo se pot vedea. Deci a fost o oată complet. Ia eu tu așa și te uită. Trebuie să fie puțin la soare ca să poți fi seama. So now if you see inside, în toate celulele sunt. Deci o oată. Eu arăt acum prietenul meu ăsta. Deci acolo se vede lăptișorul. Now you see the eggs, it's already inside for the male. Look, you see it downstairs there. So the queen come and start to put the eggs for the male everywhere. If you see it very deeply. Exactly. Deci ia, făgurile au fost pornit de aici, de acolo, de aici și s-au încheiat perfect. Asta este extraordinar. Nu e. So here just how you see it built perfectly. Mm-hmm. And the queen start and put inside the eggs for the male. Which after după câte săptămâni apar după 9 zile. După în a noua zi îi pune căpăcel. After 9 days, put one capa up to this. Iată cum hrănesc, s-a băgat cu capul. Albinuțele care sunt băgate cu capul înăuntru hrănesc larvele. The bean which you see it upside down, you see it, look there. Mm-hmm. It's give the food to the baby eggs which is inside it. It's feeding the baby eggs when you see it like this. So the eggs is already inside after 9 days start to grow. În prima zi după ce a fost deci în primele 3 zile ou rămâne, în a treia zi ecluzionează. Hai să spunem așa, da? În a treia zi ecluzionează. După ce le pune capac. Nu, nu. După ce a fost ouat de matcă, da? A fost depus oul. Da. Oul este mai întâi vertical, după aceea se pleacă și în a treia zi ecluzionează. Aha, after iese larva. After 3 days after 3 days when the eggs inside the babies come up out from the eggs. Și urmează încă 6 zile până se umple celula. Need another 6 days until he will grow and the cell will become full. O larvă este vizitată începând de la 821 de ori pe zi. One baby is visited for this bee 820 times in the day to feed it. The male will feed it. Și ajunge în a noua zi când vizita se duce la 1200 de ori. And when it become more big after 9 days, it's visit from this bee 1000 times for feeding and check it how it's going on with the baby. Și în a noua zi larva crește, atenție, ea crește în toată perioada asta ca coada, așa strâns, ca degetul meu. So in the time when it's come and growing, it's not already straight, it's something like a hook, something like this. În a noua zi se întinde, capătă
lungimea celulei. After 9 days it's come out. It's become like this, how to say, straight inside to the cellule. Și în a noua zi femeia de varoa care tot stă la pândă, își dă drumul în fundul celulei. Mm-hmm. So after 9 days se întinde. The varoa it's come there and it's give the eggs here to the to this. Femeia de varoa. The female of varoa. Că numai femeile sunt masculini mort, îndată vă explic cum. Mm-hmm. Just the female it's very dangerous because they in life so many time, so long time. Îi mănâncă rezerva de hrană, odată ce a împătrus înăuntru, mănâncă rezerva de hrană. When it gets inside the varroa, it starts to eat the food for the baby. Mm-hmm. Apoi după 48 de ore începe să depune primul ou. After 48 hours it starts to make eggs inside this one, the varroa, I mean the parasite. Da. Primul ou este de mascul. The first egg is male. Și la fiecare 24 de ore depune un ou de femelă. And after 24 hours, every 24 hours, one egg from female. 3-4 ouă de femelă. So it's the sickness is become more quick and more quickly start. Hai să le vedem mai bine. Vreau să vă priviți cu atenție să văd larvele cam la 4-a zi, a 5-a zi. You can see the baby eggs inside to the holes. It's very small. Schimbă poziția ca să vadă. Nu așa, perpendicular fie spre dâns, așa ca să poată vedea prin sită. You see it? It's little shining inside. Ca să vedem așa. Așa, să vedem dacă prietenii noștri o să vadă. Sunt, lucesc așa pe fundul celulii. It's shining downstairs inside, if you see it. That is the baby eggs. Așa. Deci nimic în natură nu crește în 6 zile cum crește aici. Viteza mare, atât de mare. The speed of this growing is too much. You see, yeah, in 6 days it's already big. Deci 6 cu 3, 9 și se pune un căpăcel. Da. Da? Acolo sunt masculii, deci în final. Ei bine, ideea este că femeia odată ajuns în fundul celulii, depun ouăle acelea de mascul, apoi ouă de mascul, apoi de femele. Masculul iese primul și pe rând cu fiecare din fiicele sale se împerechează. So, very quick growing this sickness, the varroa, that every 6 days it's already good enough to make another baby. După care moare. And after he come together with the female, the male is died. Mama împreună cu fiicele se vor hrăni din larvă. Just the female is staying like a long time. And think about that it's like another baby, and another, and another, and this family become infected with this varroa. So this is the main problem for the main sickness for the bee, this varroa. În final, viitorul trântor, viitorul mascul, este debil. Este slăbit, îi vad de capul lui, nici nu mai poate să taie făgurelul. So, the baby male, when it's ready to come up, it's already weak. It's sick. Because this female from varroa, it's like his food, everything. Așa se întâmplă dacă e parazitată albinuța. The same is happening when it's the this bee it's together with the parasite. În clipa în care nu mai există interes pentru creșterea masculilor, albina parazitul se va duce pe albină. So when doesn't have another things doing this varroa, doesn't have another eggs from male like this, it's go directly to the bee. Uite, and it's attack the bee. Aici te rog să observi cum se vede foarte bine larva. Now you see the baby. 4-5 zi. 4-5 days there. Uite așa aici. Aici what, în zona asta. What baby is that? Baby from the bee or baby from the... From the maid. Okay. You see it here? It's shining something inside, deep. Yeah. Albinuțele care se stau deasupra asigură și o temperatură optimă. Iată, majoritatea sunt băgate cu capul în celulă și hrănesc.
the baby, what you see it here, it's feeding the baby. The baby. You see, for example, here, look. Yeah. It's feeding the baby. This is the job of this one. Which the male bee. This is not the male, this is the bee, you know, the normal, the worker bee. This is the worker bee and this is the small worker bee. Sunt albine doici, în prima parte a vieții lor. Astea sunt doicile. So, this is the bee which is now in the first step of their life. Mm-hmm. It's working inside in the houses and feeding the baby. Mm-hmm. So this is the first part of their life. And now you see the smaller one. Așa. Acum, asta așteptăm să fie căpăcit și o putem vizita și lua ori de câte ori vrem noi. Deci, când e ai căpăcită, deja trebuie să o extragem de acolo și să o îndepărtăm. Exact. Dar nu înainte să fie căpăcită. Nu înainte să fie căpăcită. Așteptăm să fie căpăcită ca să intre femeile acolo și să le prindem ca în capcană. Ah, am deci, înțeles. A deci, noua, e... a zecea zi, când e căpăcită toată rama, atunci decupăm. Dacă mai rămân câteva de căpăcite, nu e o problemă, doar să fie majoritatea sigur, 90% căpăcite. Da. 90% fie căpăcite, atunci le luăm și îndepărtăm. Iar el, văzând că a dispărut, îndată vor crește altfel, vor el să se ia procesul de captare a varo. Da, înțeles. Da? Punem asta, deci... So, after 9 days, when they start to put on capac, or like a cover to this, you extract this one from here, cut the wax, destroy the wax because inside it's the, this sickness, the varroa, throw it, and like this is the way what you take careful and how to say, you destroy the varroa. Acum încercăm să-i trage o ramă din cuic. So now we take out one frame from this. You see how it's important to have very good precision and attention. Iată, aici este puiet căpăcit. Da. Ții bine, da? Da, s-a finisit. So now it's the baby which is inside, it's already have the cover. Aici este coronița cu mierii. Aici deasupra. Care este diferența de culoare? Nu. Păi vedem aici puietul căpăcit, este într-un fel, iar aici e cum de nivelări cu... Deci aici se ascunde mierea, rezerva de miere. There is the honey. Mm-hmm. And here is the baby. Which one? Here. Yeah. Here yes. The baby. Yeah. Da. Mm-hmm. Rezerva de hrană și pe aici rezerva puișorii. Observăm aici că este puiet căpăcit, da, în partea asta și de jur împrejur s-a făcut această rezervă de hrană. Mm-hmm. Da? So you see it here that the baby it's with the brown color. Yeah, and the honey, it's little, the difference you see the color, where is the honey and where is the baby. So this is mean that the queen is start to put baby eggs around, you see it, and the honey is still for eating. Și să punem rama asta aici unde avem spațiu gol, ca să putem să, da? Arătăm și partea asta, sigur că da. Iată și o celulă de mascul. So now you'll see, baby, cellul for the male. Mm-hmm. That one which is in the top and big one. Oh, that's the male. Yeah. Male B. Yeah. Mm-hmm. Deci ceea ce uniform aici este numai de... All of these are male, already. Yeah. Așa. Să nu umărăm, tu nu-ți dai seama, dar poți să umări o albinuță și atunci da. Mirosul de mortăciune atrage foarte repede. Am văzut, da. Și s-au urcat albinele. Așa că eu o să iau, eu o să pun ușor aici. Da. Așa. Și la întoarcere, tu te uiți acum când scot următoarea ramă, dar nu cumva să prinzi albinuță. Odată ce ai prins-o, aceea... Deja începe show-ul. Da. Ne atacă albinuții. Da. Acum, asta pare a fi, după greutate, îmi dau seama că este o ramă numai cu nectar, cu mierii, ușor, așa. Arată că nu mai avem celule. Este rama de margine. Now we start to put honey inside. You see it? Inside, look down.
trebuie să înțelegem că într-o familie în care look, sunt the honey. Yeah. Peste tot. Aici nu e căpăcită. Deci a început recolta, să înțeleg. Da, da, da. Aici este căpăcită, zona asta e căpăcită și zona asta e nectar proaspăt. E necăpăcită. So now they start to put the honey. And start also to the mother. How you see it? Mi se pune bacteria la asta. Yeah. Suntem pe bateria ta. Bine, vezi, îmi place. Foarte important. Da. Așa. Dar acum da. Ce facem? Schimbăm? Sau... Nu. Mă pune și pe asta ca să-mi fac eu spațiu. Și de acum merg pe camera mea, văd că s-a terminat asta. Merg pe camera cealaltă. A fost un spațiu. Bine. Am impresia că o albinuță a reușit să penetreze prin... Nu, dar cred că a făcut... Iată... A încercat să înțepe ceva și de asta da. Există... Aici ne dăm seama de calitatea mărcii. This baby. Numai, baby, yeah. Because numai, the color, you see, the color is different from the honey. Look how is the way how they put it honey and how is the way how they put it baby. Este o matcă valoroasă pentru că a bătut perfect, perfect. So the queen is very good. Because they put it round, full of eggs. N-a pășit, baby. Nu apare nicio, cum să spun, nicio gaură, cum să spun. Nu-i pășit, pe aici pe acolo mai este câte una, pe aici, uite aici, una, două, da. Trei, șapte, ne numărăm. Da. Dar încolo este foarte, foarte bine bătut. Iar aici vedem larve în creștere. N-au ajuns la a noua zi, uite aici, pe zona asta, unii necăpăcit. Now you see the baby inside to this arăți aici, vin mai aproape. Și arăți cum am arătat eu, da? Așa. În a noua zi a ajuns partea asta, eu s-o pus căpăcel, iar partea asta de aici sunt numai larve. Uite, să o dau eu așa, ca să poți privi perpendicular pe ea. So take a look. Here, the așa. Baby, it's inside the baby eggs. Mai vizităm câteva rame. Dacă am putea să-i arătăm și matca, dacă păi, am găsit-o. Hai să încercăm să o găsim. Asta e foarte important. Da, să da. Poată să aibă o idee. Aici este pâinica, polenul, care e transformat în păstură. Deci aici e bătut cu miere. Și aici, asta galben, aici e polenul, transformat în păstură. Polenul este băgat în celule, fiecare celulă e 3 sferturi umplută, iar aici sunt larve, unde nu este nimic. There is the baby eggs and another is the food for the bee. Unde lucești este ce? Miere. Where is shining is the honey. You see it? Here is the honey. Așa. Here it's the mature honey, I mean it's complete maturized. Maturized is mean that the honey doesn't have water, process of water inside, you understand? It's completely pure honey, without water. Mai înaintăm să mai vedem, sigur că dacă am vedea regina este ceva lucru foarte important să-l vedem. E foarte greu. Da, dacă măturăm toate ramele, ne putem, poate avem șansă să o primim. Iată că am și prins. So, we have the queen. Look the queen. Queen. This is the queen. This the long one. Regina sau Mark. Look the difference. It's not big difference, but the tail of the queen it's more long than the normal bee. Look. This is the one which is put the eggs. Nu-i place să fie filmată. Doesn't like the to be, you know. All the time trying to escape and to don't show her ID to you. You see it? Fuge tot timpul. So only one in one frame, no? No, it's only prins-o? One in the family. N-ai prins-o? Yeah. Am prins-o pe cazul. Da? Da. Acum, eu acum sunt foarte atent. Că acum ea e pe margine și e periculos ca să nu cumva să... Da. Look. This is the queen. The main queen for all the family. Yeah. So now you must be very careful when you put the frame inside to don't kill the queen. This is very dangerous. You know, if it's in one side like this and you cut little, this kill
Hai să mai spunem încă un lucru important. You destroy the family. Un kilogram de albine înseamnă 10.000 de indivizi. One kilo of this bean, it's been 10,000 pieces of bean. Dacă am avea o familie doar pe 10.000 de albine, adică un singur kilogram de, de albine, if we have just one kilo of bean, 8.000 trebuie să rămână în stup ca să facă treaba. So, from this 10,000, just 8,000 not to be here and to work for the baby, and just another 2,000 to fly and to collect the honey. Și 2.000 se duc la câmp. Deci, normal, cam câte kilograme de albine avem într-o 12 la ramă, să zicem? În momentul ăsta, cam la 3 rame full, pe o parte și pe alta, avem un kilogram. So, in this case, in 3 frames, we have 1 kilo. In 12 frames, we have 4 kilo of bean. So, it's 14,000 bee in one family. La 5 kilograme de albine, for 5 kilo of bee, înseamnă 50.000 de indivizi. It means 50,000 bee. După proporția de mai înainte, ar trebui să rămână câte în 5 ori 2, 10.000 să se ducă la câmp și 40.000 să se ducă în stup. So, just 10,000 is go outside and another 40,000 is stay here and work to build the house and to feed the baby and to make honey. Se întâmplă, iată, invers. 20.000 rămân în stup și 30.000 se duc la câmp. So sometimes it's another, it's going 30,000 outside and just 20,000 stay inside. Deci 20.000 sunt suficiente. So 20,000 it's enough to fit and to adjustment, you know, to keep the house, for example. În condițiile astea, în stupină trebuie ținut numai stup foarte puternici. So when you have this kind of business, farm, you must keep very strong the family. What is mean very strong? These 12 frames to be full of bean. I mean to don't have 6 frame with bean and another 4 little bean. This is not good. So if you have another family which is weak, you put it together and make one strong family. Especially when they stroke the culture and the flowers around. Și în condițiile astea, acest eu stup acum n-am umblat până la capăt, dar are 10 rame cu cuie. So in this condition, because the family is very strong and how you see it, it's a lot of bee, it's working also in the doors there is get out so many. This is a strong family. So it means that 10 of this frame it's full with the baby. Și acum îi trebuie să îi punem caturile, adică magazinele de unde se depune mierea. So, because this is for the baby, the family become more strong. Now they have a lot of flowers around and they start to collect honey. Look what happened. We put up the magazine, which is the collection stuff for the honey. Direct, just the collection. Here, the queen is not make baby. Just put honey. Dăm un pic albina deoparte. From nectar. Yeah, exactly. Deci la acest biostup a început acum proiectul cu colectarea varroa. So now we start to collect the varroa there. And it start now to put the honey because now it's full of baby. Start to put the honey up. Upstairs. Acum mierea care e băgată pe celule, neavând de ce face, o va urca aici și eliberează spațiu pentru larvele de albinițe. Da. So now the honey which is coming, it's come up in the top. Se pune nu așa în lungime, ci invers. So it's not put this magazine. Așa. You see it? Okay.
Și vine și cealaltă și face un fel de Hahnemann. Matca care ajunge aici, dă cu nasul de partea asta, lată. Și nu-i mai face plăcere ca să mai urce. Da. Și avem rame late. Sunt adânci. How you see it here, especially for collect honey, is not the same with the... But who made this one? The bee. This is natural. You see it. The bee is construct all this stuff. And the difference... Așa. Și acum el este pregătit? Este pregătit pentru a colecta mierea de acum. Aici aveți, deci, 2, 4, 6, 8, 9, 9 rame, să înțeleg. Exact. Și sunt gata, albina intră sus, începe să curățe, să aranjeze. Asta sunt de anul trecut, să înțeleg. Da, sunt crescute de anul trecut. Deci, în prealabil, dacă nu avem crescute, noi trebuie să introducem... Foițe. S-ar putea să am niște foițe să vă arăt. Să introducem așa o foiță cum e aici și să lăsăm pe ea să crească. Da, așa au fost toate la început. Da, deci să vă arăt cum se pune foița. Deci, yeah. This come from last year. They extract the honey and this is stay in the same way like this and it's put it for next year. But this is wax from bee make it. It's not artificial. So they just preserve it to use now. Yeah. You see it now. Already the bee it's coming here and start to adjustment this to put honey. You see it. Now we let it little here, before doesn't have bee. Come and look it. Because it's already full there, it's not enough space to make bee, so yeah. You need this one. Yeah, this magazine. Magazine, apotheke, how do you call it? Deci așa este. Leg it apotheke, how do you call it? Așa arată foița, care o punem. Storage. Și până ea ușor crește. Storage, yeah. So look, in the beginning, when you don't have something ready like this, you put one like this. You see it? When it's already starting, this is make it from the machine. Oh. And the bee start to growing up like this until here, and it's become like that one. Look. Mm-hmm. So this is artificial. Yeah. Mm-hmm. But it start the construction, you know, the skeleton. Mm-hmm. Așa. Și asta mai sunt multe. Și aici, deci le aveți de anul trecut, așa? Da. Ați făcut o extracție, să înțeleg. Sigur. Dar văd că totul sunt curate, deci ele nu și-au căpătat o culoare maronie. Încă sunt mai de un an de zile, sau sunt de creștere, uite, asta e. Crește acum. Nu crește nimic decât atunci cât are nevoie. Deci nu crește adunța inclus. Astea sunt rame mai vechi. Sunt un pic, nu închise la culoare, că nu ajunge marca să o au aici. Da. Da? Deci sunt un pic... Da, le-ați descăpăcit. Da. Arată destul de bine. Arată destul de bine, da. Asta mă gândesc. Cam câte kilogram de miere sunt în casă, în magazin? Păi, o singură ramă ajunge cam un kilogram jumate, două, dacă nu e umflat așa cum trebuie. Și pe cealaltă o punem invers. Încă să... oprim înaintarea, oricum și-ar propune marca să ajungă aici, să nu o facă nicio clipă. Da. Și așa am pus două magazin. Și de ajuns pentru sezonul acesta? Sigur că da. Sau până când? Nu. Cât timp le trebuie la albinul păi să când, se colecteze când, două magazin? Când vedem că s-au umplut cele două magazine, de regulă se face așa. În mod normal, nu se dă drum pe spațiu așa mare deodată. Se pune sigur în magazine, o umple pe asta, le punem o folie acesta care să fie despărțitoare și să nu ajungă toată albina deodată. Da. A, ca să meargă uniform, să înțeleg să umple prima parte da. Și după asta să urce mai sus. Da. Și lăsăm o fantă așa ca să curețe și pe cealaltă. Uite așa, lăsăm o fantă. Uh-huh.
pe aici ca să poată cifra. That little space between one and another. Așa. Și punem și pe cealaltă, celălalt cap. So this cap, this magazin. The storage, it's come up to the another storage, but in different way. You see, it's not like this, it's like cross. You understand? Because the queen, to don't come up and to put eggs, just the bean to come here and to put the honey. Okay. You understand? După care, în momentul în care s-a umplut acela, schimbăm, nu neapărat să fie umplut, dar în jumătate să fie, schimbăm poziția și ăsta vine, va fi deasupra. Da? A, deci când am observat că s-a umplut jumătate din el, da? Îl schimbăm, punem acesta aici. Da. Și se creează un sentiment de panică între ce a fost jos, ce era înainte, că era acum totuși deasupra, așa, și panica aceea determină scoaterea mai multor indivizi la treabă. Aha, înțeleg. Adică, într-un fel, îi forțăm pe ei ca să ducă să culeagă sărăcie, mai... Sărăcie, sărăcie. Ce s-a întâmplat, Bundi? Golul ăsta, ce facem? Fugă la treabă. So, to make the honey to be more quickly, to keep, to go outside, when half of this storage is full, you change the downstairs storage with the upstairs storage, and the bee, they are confused that what happened, and they start to go more individual bee outside to bring more honey inside to the yeah, exactly. And now the space here, this is very important. Deci aici ce facem? Aici mai putem crește o mătuță, că spațiul ăsta era gol, nu? Și trebuie să vină, același capac. Așa. Deci, de aici luăm două rame, avem undeva o bodcă, punem cele două rame, punem două lăfoi la... Înainte de a pune magazinul. Și aici mai dăm drumul la creșterea unei mătuțe. Adică încă o familie. Încă o familie. Pentru la anul, să zicem. Pentru la anul, sigur. Da. Același lucru putem face și jos. Deci, în timp ce ne desfășurăm activitatea, surplusul de albină și cel care împinge spre roit, în loc să se ducă spre roire și să pierde familia și să ne ducem prin copaci, să, așa, ne dirijăm mai cu asta. Dar aici? Noi aici nu avem o problemă, de exemplu, când avem culesul acesta intens, da? Și familia este foarte puternică jos, da. Noi ar trebui să controlăm cam două săptămâni să vedem ce se întâmplă cu bocile alea, dacă cresc boci, dacă încearcă ei să roiască și să plece. Iată cum am aici. Ce se întâmplă? Iată ce control am, foarte bun. Deci aceasta o am la mână tot timpul. Eu când am ajuns la stupină, nu deranjez familia, n-am nicio treabă cu ea. Păi, la asta mă gândesc că... Uite, atâta fac. Am luat asta care, să zicem, are două rame, da. Am pus-o deoparte și am venit cu venitor. Oglinda, joja pentru motor, este rama clăditoare. Da, eu am înțeles acesta că... În afară de asta, da. Când își trage boții aici, îmi trage și aici. Aaa, este deci, secretul mare. Deci aici e o dată chestia, pentru că ei... Eu știu ce se întâmplă în interior, datorită aceste rame. A, deci aici e tot secretul, pentru că la asta mă gândeam, atât cât ei sunt în procesul ăsta de culegere foarte și dacă cumva construiesc boci pe interior și noi nu ne dăm seama, atunci am pierdut toată familia, din start. Să dai seama, când pleacă primul roi principal, pleacă și secundar, da. Te lasă divăruit. Exact, adică te lasă cu ochii soare, să zicem așa. Da, e familia compromise. Da, și noi nu ar trebui să ne uităm totuși din când în când la ramelele acelea care se întâmplă. Asta nu e suficient. Când aici am văzut boci, atunci am înțeles că am și acolo. Și atunci intervin. Numai atunci. Da? Deci noi dacă le tăiem asta, să zicem, așa. Facurile acestea, și totuși boci există în interior. Există, dar noi păi nu da, da. În interior. Deci în momentul în care au început să trag acolo, fiindcă aici e ceară naturală, e cel mai bun spațiu și pentru bot. Da. Mai bun decât celula de acolo. Lor le place mai mult aici, că e mai curată.